Academicianul Gheorghe Țibârnă, studioului Europei Libere de la Chișinău, mulțumim foarte mult că ați dat curs invitația noastră să vorbim despre situația reală din sistemul de sănătate. 50 de ani ați dedicat sectorului sănătății, așa că cunoașteți foarte bine ce se întâmplă și de ce uneori pacientul nu e mulțumit și de ce avem exod de cadre și de ce atât de mulți specialiști iau calea străinătății. De la izbucnirea pandemiei și până astăzi s-a arătat că sistemul sănătății este unul vulnerabil. Dumneavoastră, cum ați descrie situația din domeniu? Când spunem, pronunțăm cuvântul sănătate, astăzi, totuși, rezultatele indicilor mortalității, a maladiilor care sunt în acea țară. La noi, în Republica Moldova, ca să cunoaștem primul loc cauza mortalității, asta din oameni decedează din cauza maladiilor cardiovasculare. Primul loc. A doilea, tumorile maligne. Oncologia. A treilea, organele digestive. Înseamnă, sunt maladia organelor digestive la noi, da? În Republică, cum n-a fi, care totuși duc la mortalitate. După aceea, traumele sunt. Și în ultimul timp, totuși, cauzele aparatelor respiratorii, mai ales care acum, nu ultimii 2 ani cu COVID-ul. Dar știți dumneavoastră că acest virus foarte agresiv, el atacă în primul rând cine? Atacă plămânii. Și atacând plămânii, se primește acolo un pneumonit, așa se numește, pneumonie, înseamnă că o inflamație virotică foarte și foarte severă, care ia acționind asupra alveolilor a plămânului, el necrotizează. Și pacientul decedează din insuficiență respiratorie. Mecanismul acesta de patologie a agresivității a COVID-19. Eu vreau acum să spun că totuși dacă noi am analizat, atunci totuși cauza mortalității din cauza maladiilor respiratorii s-ar mări, fiindcă este COVID-ul și de ce totuși eu aș gândi că s-a mărit, dar până când nu s-a analizat concret acest factor care să spună nouă ce procent e pentru sănătatea populației. Eu vă spun ce înseamnă sănătate. Asta înseamnă sănătatea populației, noi să știm cine așteaptă pe noi. Cum descrieți situația din spitale, condițiile în care se tratează pacienții? Nu, întrebarea aceasta e destul de concretă. Eu, ca savant, am fost în multe spitale. Eu vreau să vă spun, regulile și managementul depinde de managerul spitalului. Eu mi-am amintesc de marele Nicolae Tistimițanu. Ascultați, pe timpul lui nu era undeva ca să fie încălcat elementul acesta de sanitarie. Aici la noi, Doamne ferește. De aceea eu vreau să vă răspund la întrebarea aceasta în felul următor. La noi este Ministerul Sănătății, care el, juridic, absolut răspunde de sănătatea poporului. Ce am spus noi cu dumneavoastră acum, el răspunde de sănătatea poporului. El trebuie să stăruie ca noi cât mai puțin să decedăm de maladiile care numai ce le-am enumărat cu dumneavoastră. Dar vă întrebam, condițiile în care sunt tratați pacienții? Condiții pacienților sunt așa. Eu gândesc că ele sunt de dorit. Lasă de dorit. De ce? În primul rând, eu înțeleg și pe medici care activează acolo. Multe elemente sunt care nu corespund elementelor internaționale. Doar acum sunt elaborate standarde protocoale care noi trebuie să răspundem. Dar standardele acelea, domn profesor, e
e numai pe hârtie. Absolut nimic nu corespunde standardele acestea la noi în spitalele care dar sunt. Dar de ce nu corespund? Nu corespund, fiindcă ele n-au fost amenajate corespunzător de echipament medical, de performanță, numai decât fără aceasta, cât n-ai fi de manager, de discusit, dar fără echipament de performanță, noi nu putem să facem niciun pas înainte, absolut. Asta una. Și a doilea, noi, nu în ultimul timp, eu aș spune că cadrele, pregătirea cadrelor medicale lasă de dorit. Înțelegeți dumneavoastră, dacă eu numai nu vreau să spun familiile, înainte de a fi ministru, o doamnă, înainte de a fi ministru, intră la mine și vinde termometri. Adică cum le vinde? Le vindea termometri într-un coș. Și eu zic, eu nu cumpăr, eu pot să un termometru, două, și am trimis-o la director. El zic, el e cu elementul economic și el poate găsi ceva acolo și... Pește 10 zile ea devine ministru. Cum dumneavoastră gândiți? După aceea ea s-a târnă față de profesorul Țăbârnă. Eu, înțelegeți, vreau să vă spun cinstit dumneavoastră, că la noi, mai ales în medicină, cadrele trebuie să fie pregătite. Trebuie să fie pregătite de la nivelul, la primul nivel până la nivelul terțiar. Dumneavoastră sunteți profesor universitar și pregătiți specialiști, inclusiv da, sigur la da. Universitatea da, de sigur. Medicină. Am văzut dumneavoastră, dar dacă el absolut idee n-are nimic și e reprezentant la un partid politic și ministru, ieri vinde termometri, dar e clar că de-am să știe cine, și azi el e ministru, cum? Ce fel de manager în Ministerul Sănătății mai avea? De ce eu, aici, dacă noi vorbim, înseamnă că noi sperăm. Dar că totuși reformă? Doamna președintea țării, cu echipa sa, totuși a pune în capul mesă profesionalismul. Mai ales în medicină, mai ales în sănătate. Ce reforme trebuie să aibă loc în medicină ca să fie mulțumiți și cei care activează în domeniu și pacienții? În primul rând, modernizarea sistemului trebuie să fie în felul următor. Singurul Ministerul de Sănătate, el cum a fost monstru, așa a rămas. El absolut nu s-a democratizat deloc. Adică ce înseamnă? Okay, că înseamnă în felul următor. Înseamnă în toate țările, Ministerul Sănătății este o echipă care se ocupă politicile medicină. Ia programe internaționale, bani internaționali, aduce pentru sănătatea poporului, implementează fel de elaborări pentru a aduce ceva nou pentru a implementa și a îmbunătăți sănătatea poporului. Asta e lui ministerul. Dar ce face ministerul? El vine și îl dă afară pe cealaltă, îl pune pe ei, îl dă afară pe cealaltă, îl pune... Apoi ce e asta? Dar înțelegeți cum se concediază și se angajează cineva? O secundă. Prin baza concursului. M-ați întrebat de reforme. Prima reformă trebuie reformat ministerul. Cum e? Înseamnă trebuie de elaborat un regulament cu ce trebuie să ocupe Ministerul Sănătății. Există un asemenea regulament? Există, dar el imediat schimbă. Orice moment schimbă. La noi, când la institut a fost, l-a schimbat cum l-a vrut. Din Institutul Oncologic, care se ocupă elementul științific, l-a făcut spital oncologic. A doua zi. Cum asta dumneavoastră? Asta nu merge. L-a schimbat, l-a escalit, ne poftim. Apoi cum? Asta nu merge. De aceea, pe lângă Ministerul Sănătății, trebuie să fie un organ care o leacă, el se teamă Ministerul Sănătății. Asta e Colegiul Medicilor. În toată lumea așa e. Democratizat. Asta e profesia medicului. El e aparat de Colegiul Medicilor. Cum asta? Eu vin aici la dumneavoastră și spun că dumneavoastră sunteți nimic și hai. Eu știu că există Liga Medicilor. Nimic nu există acum. Nimic nu există. Există numai Ministerul Sănătății și atât. M-ați înțeles dumneavoastră? Da. Înseamnă o secundă. Înseamnă că e Colegiul Medicilor. După aceea, știi, noi în știință
n-avem, nu cum, element de conducere în sistemul de sănătate. Savanți noi avem de două ori mai mult decât în Academia Asmare. Noi am propus, încă pe timpul Snegur, de organizat Academie de Științe Medicale în Republica Moldova. Și ea să conduc știința. Ea să tot ar fi. Ceva, dar știință să nu dă de stat. Atunci e clar. Atunci sistemul de sănătate ar fi de acum, nu cum, decentralizat și el ar lucra mai efectiv pentru sănătate. Iată, asta dacă ar fi, iată, asta ar fi modernizare actuală. Dumneavoastră ați vorbit despre concedieri și angajări la lucru. Ziceam că se organizează concursuri și ceea ce ne spun când se organizează aceste concursuri, că participă foarte mulți buni specialiști și câștigă cel mai bun dintre cei mai buni. Eu nu pot răspunde la această întrebare corect. De ce? Fiindcă am luat parte la un concurs când a venit o doamnă la noi la Institut Oncologic și dinainte era hotărât. Cine ați fi? Nu cum. Putem noi să comparăm pe o persoană care are care o practică de manager în sănătate publică în Japonia. Eu vorbesc de elevul meu. În Japonia, în Franța. Cine e elevul dumneavoastră? Înțelegeți dumneavoastră? Elevul meu. Și iată, a luat parte la concurs. El a pierdut concursul. Cum asta? Dar doamna nici nu e oncolog. El nici nu are nici grad științific. Când acolo trebuie să fie numai decât profesor. În fruntea instituției. Acum dumneavoastră aici? Nu, eu preactiv astăzi aici am venit și eu tare am teamă. Eu am răspuns la întrebare. Dumneavoastră încă mai trăiți cu frică acum? Nu, cum să vă spun. Frica este, fiindcă dacă a venit și Institutul Oncologic era unul din cei mai puternici în fosta Uniunii Sovietică. Era Moscova, era Peterburgul, după aceea Chișinău și după aceea Kiev. Pe teritoria Institutului Oncologic era construită niște secții de pildă de tratament cu iod radioactiv la copii. Unicale. Dumneavoastră vorbiți în cunoștință de cauză pentru că profesați chirurgia oncologică la copii. Fiindcă mă doare. Fiindcă eu sunt oncolog. Tot s-a distrus. De ce? Eu întreb. Doamne, cum? Cine v-a dat voie? Nu, cum? El mi-i spui o familie, nu vreau să o pronunț. Cum asta? Dumneavoastră, lăsați să se înțeleagă că totuși politizarea și-a lăsat amprentă da, nu. Politizarea, asupra situației în primul rând, din toate domeniile. Politicul, lasă să ocup cu politica. Dar medicul să ocup cu sănătatea. Înțelegeți dumneavoastră? Chiar și COVID-ul era chiar nu frumos. Când noi număram bolnavi care, de pildă, sunt bolnăvesc numai. Băi, aici trebuie imediat elaborat o grupă foarte puternică, dacă era, de pildă, Academiei de Științe Medicale, cu Ministerul împreună, să forma un nucleu puternic și colaborau cu centrele din Europa, cu Organizația Mondială a Sănătății. Dar ei nu mă primeau ce indicații, dau de acolo și gata. Dar Organizația Mondială a Sănătății de acest COVID n-a fost pregătit. Ei s-au speriat. Ei nu au fost pregătit. Fiindcă a atacat acest virus tot globul. Asta a fost o bombă extraordinară. Dar acum se vorbește tot mai mult că ar putea și alte tulpini să se răspândească. Ei, tulpini, dar de acum noi totuși... E mai pregătită medicina? Medicina mai pregătită una, dar e mai pregătit totuși însăși pacientul. De acum el altfel. Știți dumneavoastră, și elementul acesta de... totuși depinde virusul de om sănătos. Care e sănătos, el nu se atinge chiar tare. Dar de cel care e aninat de pildă sistemul imun e dereglat, gata. De ce e noi, dacă avem un element sănătos de viață,
atunci și o dietă foarte sănătoasă, atunci virusul, păcat, el nu vrea să nimeni de așa pacienți. De aceea, acum și populația e pregătită, e mai sănătoasă și a să lupte mai ușor pind împotriva altor tulpini. Dar să avanță, să avanță, încă o spun, să avanță. Ei de-am să pregătesc, să elaboreze noi vaccini. Încă nu a venit tulpina, dar vaccina de mine este. Iată, asta e da. Revenim la realitățile din sistemul medical din Republica Moldova. Deseori moldovenii, știți ce spun? Mai bine mor acasă decât să ajung la spital. De ce această constatare? De ce? Unii spun că au fost nevoiți să-și vândă purcel, capră, vacă, numai ca să poată să răsplătească personalul medical dacă e nevoie de o intervenție. Aceasta e o întrebare foarte dureroasă pentru mine. Fiindcă doamna care a venit la noi la institut tot încerca fel de fel de elemente de acestea. Eu vreau să vă spun una. Este corupție în domeniul sănătății. Înseamnă s-a furat miliardul. Numai s-a vorbit și nu s-a mai găsit. Înseamnă trebuie să ne ninăm de cineva. Ne ninăm de cineva, de medici. Da, medicul, el dacă a făcut un bine, așa-i la timpul tipul de Hipocrat. El de pildă, eu vă spun cinstit, eu doar știu, înseamnă că Hipocrat, el trata și bogați și săraci, dar când el trata pe cel bogat, îi spunea, ia ca, ie te rog, câți cai ai, atâță, da? Vă trei de la ei sărac. Înțelegeți noastre? Era așa un element că totuși făcea ca să fie nu o bunătate. Când faci un bine și îl scăpi de la moarte. Asta nu. Eu spun asta din vechime. Deci întrebarea noastră, da, într-adevăr, corupție în medicină. Eu gândesc că ea noi. De ce? Sunt câteva persoane, da, sunt, care nu au dovedit pacientul să intre în birou și el de-a mai spune cât costă. Asta nu merge. Chiar dacă are poliță de asigurare că da, sănătate. Dar asta nu merge. Sau nu, tu ești făi ceva. Tu ești medic. Tu ai terminat universitatea de medicină, da? Înseamnă că tu ești făi cum trebuie și bolnav singur. El singur ca să-i spui, el singur ți-a adus ceva, el singur te-a mulțumit. Dar dacă de la SIS vine la noi și citește o lecție, Doamna l-a adus și nu se îmbolnăvești de râs. El spune că, iată, aici, la Institutul Oncologic, să ieși, să ieși. Nu, eu, da, știți cum. Și dau o întrebare simplă. Zic, bine, dar eu trăiesc la țară, și părinți la țară, și vin Paștele, și mi-aduce un om doi cârlani, și el nu știe unde eu trăiesc, și l-a dus la mine. L-a prins așa la poartă, l-a dus la șefa de cadre, și se începe. Apoi, înțelegeți noastră, chestia asta este așa, eu am un credo, fă bine la oameni, fiindcă profesia îi face numai bine. Dacă faci bine, bine ajungi așa. Dacă omul ți-o dat, asta e bine. Nu ți-o dat, încă-i mai bine. Încă-i mai bine. De aceea, corupție în medicină, asta a inventat-o politicienii. Ca să uite lumea de miliardul, și mai sunt miliarde care le fură. Înțelegeți? Ce e asta? Eu nu înțeleg. Voi luați mai gine jumătate de miliard și echipament medical de performanță în medicină, hai să implementăm. Atunci, da. Ce sfat le dați cetățenilor care totuși trăiesc cu acest gând că decât să ajung la spital, mai bine mor acasă? Nu, asta, eu gândesc că acest test care dumneavoastră ne-a spus, asta eu nu-l primesc, fiindcă totuși, dacă este vreo maladie în familie, trebuie să adresez la medic. La specialist. Dar se la consideră medic. Că aici dar, la Chișinău accesul e mai este, mare, dar secundă, în mediul secundă, rural... Mă scuzați, este instituția asta la noi care de acum ne activează. Instituția medicul de familie. Asta e instituție nouă. Atunci la noi, dacă se mi-a sminte, era sector. Medic sector.
Dar am un medic de familie. Asupra medicului de familie e tot. Și COVID-ul. Adică e sarcina foarte mare. Foarte mare. De ce eu aș spune că, iată, instituția asta, ea trebuie ca să fie totuși ajutată din partea statului, medicamente, performanță, pregătirea cadrelor în alte țări și așa mai departe, atunci da. De elaborat noi centri de pildă nord, centru, sud, de medici de familie, performanță, da? Atunci da. Dar atunci s-ar vedea. Că sunt sătuce unde medic de familie nu a ajuns niciodată. Da, sigur că da. De ce? Există un asistent medical. Da, păi, un asistent medical care el știe numai, da, niște pastile, nu? Păi clar că nivelul medicinei acolo e lăsat. Dar s-ar cere o regionalizare spitalicească? Eu gândesc că da. Asta și este că modernizare. Că au fost câteva tentative, dar au ieșuat. Au ieșuat fiindcă se cere bani. Da, adică se cere da, investiții de bani. Sigur că da. Dar în politicianul nu dă bani. Am să vedem. Eu gândesc că doamna președintea țării, doamna Sandu, cu echipa sa, încă o dată, eu repet, am mai spus o dată, ea s-a luat o povară extraordinar de grea pe umeri. De ce? Eu gândesc, dar prima, cea mai direcție prioritară, asta e sănătatea poporului, și iată aici e trebuie să înceapă. Trebuie să elaboreze un program de dezvoltare a sănătății populației din țara noastră, bazată pe cunoștință, pe știință, atunci, da, cum v-am spus eu, în primul rând, modernizarea Ministerului Sănătății, dacă îl lăsăm așa și punem un ministru, da? Iar așa și... Dar, apropo, cine ar merita să fie Ministrul Sănătății? Nu nume concret, dar cum să fie acea persoană care își dorește acest portofoliu în primul sănătății? Rând, el trebuie să știe elementul populației din țara noastră, în ce condiții trăiește populația. Ce trebuie pentru a îmbunătăți sănătatea? Ce factori de risc sunt pentru sănătate? La noi în țară, Republica Moldova. Dumneavoastră i-ați enumerat. Sigur că da, care sunt factorii de risc. Ușurial. Totuși, un ministru înseamnă să administreze treburile într-un domeniu atât de important cum este sigur, domeniul sănătății. Eu v-am spus, Marile Chestimețanu, el începea cum trăiește omul la sat. El de acolo a început. Cum trăiește omul lăsat? Acolo noi trebuie să-i dăm sănătate. Deci să se facă o radiografie în mediul rural, să se vadă condițiile. Da, cum? Sigur. Și de aici să pornească toate politicile în domeniul da, sănătății? Da, sigur. Dar pe așa aș fost. Tot s-a distrus. Ca să-ți faci o analiză, trebuie din Ochnița să vii la Chișinău. O analiză de performanță. Eu să nu spun așa o analiză de rutină. Și astea sunt sute de kilometri. Și astea sunt costuri financiare. Nu. Înseamnă că eu aici nu pot să vă spun așa un element așa mai obiectiv, dar viitorul ministru, asta e sănătatea poporului una, dar populația dacă va fi sănătoasă și politicianul altfel va gândi. Altfel, nu se va gândi să ascundă miliardul cel care l-a furat, dar să iei bani și să pui în sănătate. Eu încă n-am văzut. Acolo eu de nu vreau să mai spun, să mă mai deschid, că eu altfel am pregătit aici la întâlnire cu dumneavoastră. De ce pleacă specialiștii din domeniu? Doar pleacă numai de ce? Îi demotivează salariul? Pleacă... La noi sunt foarte buni specialiști pregătiți la Universitatea noastră de medicină, Nicolae Tăstimițanu și farmacie. Foarte buni specialiști. Sunt pregătiți fiindcă profesura la noi e foarte bine pregătită. Mă întrebam de ce există acest exod de cadre? Exod de cadre există fiindcă eu voi spune cum dacă înseamnă că salariul la un medic, așa s-a făcut, la un medic care numai ce a terminat medicina, el primește aproape de două ori mai mult decât un savant, decât mine. Adică un tânăr specialist? Da. Poate e o motivație da? Ca să rămână în domeniu și să nu părăsească Republica Moldova. Poftim, dar nu așa.
Nu așa trebuie, altfel, poate cumva de elaborat niște condiții mai performante pentru cel care viitor medic va fi de performanță. Atunci da, dar ei se duc de ce? Condiții nu sunt, leafă mică și pleacă clar la cum. Pleacă nu tinerii specialiști, adică pleacă cei care au deja o experiență. Au experiență, fiindcă văd că de acum aici, acum dacă te duci la lucru și nu știi, te faci că ești corupt. Nu. Acum, eu vin la serviciu și spune că domnul Țăvârnă, abăi cum? Deci eu, poate în glumă așa noi astăzi am discutat, da? Dar glumele acestea, ele e adevăr. Adevăr, fiindcă noi trebuie să începem totuși a elabora un regulament, o lege a Ministerului Sănătății. Nu s-a amestecat și el peste locul. Una. Cine să nu se amestece? Ministerul Sănătății. Pe urmă, este Liga Medicilor, v-am spus, trebuie să... Profesia. Consiliul medicilor, dumneavoastră ziceați, nu, că trebuie să activeze. Colegiul medicilor. Colegiul medicilor, da. Și știința. În capul meu este depus știința. Academie de Științe Medicale, care de pildă ea se ducă tot pe vară. De pildă, dacă era pregătiți, și COVID-ul nu ne plesnea așa tare pe noi. Dacă noi am fost pregătiți. Noi nici nu știam. Nu. Acum se vorbește în limbajul termenelor, cam cât timp ar trebui ca să înceapă o adevărată schimbare. Dumneavoastră, la ce termen v-ați referi schimbare, în domeniul schimbare sănătății? Da. Eu gândesc că timp de jumătate de an, dar trebuie de început de la modernizarea ministerului și pregătirea cadrelor de performanță medicale care vor lucra. Dar și mai ales, pe tot locul trebuie de uitat managerii aceștia care sunt puși politic. Adică să fie exclus. Da, nu, politica doamne, pentru totdeauna din toate domeniile. Dacă el e de performanță și el corespunde profesionist, gata. Ce fel de ei? Dar vreau încă o opinie a dumneavoastră. Dacă s-a procedat corect sau nu când au fost comasate două ministerii, Ministerul Sănătății cred și că Ministerul nu. Muncii cred și că nu. Ministerul Muncii, asta și Sociale, asta are o direcție, dar Ministerul Sănătății alt direcție. Și asta, comasarea aceasta a făcut un ghegemon care nu se preînțelege. Unii se duc banii. Nu preînțelege. Înțelege, nu înțelege. Pentru eu, fac de pildă, iată, acum eu activez cu copiii. Mă ocup cu copiii, implementez medicina personalizată în tratamentul tumorilor la copii. Chirurgie oncologică la copii? Da, da, chirurgie, tratament medicamentos și așa mai departe. Dar, înțelegeți dumneavoastră, chestia între cei că pentru a elabora așa medicină personalizată, noi trebuie și echipament personalizat, da? Performant. Sigur că da. Și noi acolo am propus, am planificat. Nici până astăzi nimic nu se dă. Fiindcă este așa făcut, așa, asta tot trebuie de dezbătut nodul ăsta gardian, fiindcă nu primești niciun aparat până nu treci pentru o comisie, nu știu acolo, și la urmă acel care, de pildă, matai, ești profesor. Ai planificat un aparat. Matai, știi cum să lucrezi cu dânsul, da? Dar în comisie nici nu te-a introdus. Și vine unul și plătește mai ieftin și dă un aparat de linia a treia, de undeva, și vine, lucrează o zi și gata. Apoi cum asta? Și totuși se consideră că în bugetul de stat sunt puțini bani pentru a fi investiți în sănătate. Nu, dar vine asistență și din afară, nu, de peste hotare. Nu, peste hotare, da, dar la noi este și companie de asigurări, care ea trebuie să fie lângă Ministerul Sănătății. Dar ea s-a deplasat puțin. De ce? Nu știu. Ea s-a deplasat. S-a îndepărtat de ce? Niciun leu ea n-a dat pentru știință. Cum asta? Pentru știința medicală. Dar ea trebuie și pentru știința agricolă să iei. Dar cum?
companie de asigurări are câteva miliarde de lei. Și asigurarea aceasta, bispinarea noastră, și ea tot pentru ce? Acolo e regulament. Pentru sănătate. Ați înțeles? Și aici trebuie făcut regulă. Iată cum, poate eu am spus, nu chiar așa, dar elementul acesta care a spus bani peste hotară, da, asta numai când avem un element științific. Dacă sunt programe științifice, de pildă europene, internaționale, iată acolo, de pildă dacă ar fi Academie Medicală, e susținută de stat, de stat. Atunci, dacă la noi, Academia aceasta e non-guvernamentală, eu de cum, știi, mă duc la unul și iar ceva, la altul, dar că ea să fie o instituție așa stabilă, atunci da. Deci, pentru că totuși activați în cadrul Institutului Oncologic, ce spuneți pacientului afectat de boala asta dură? Poate să vină să se trateze în baza poliției de asigurare? Eu gândesc că de la început, da. După aceea, dacă va fi tot, fiindcă medicamente sunt, elementul chirurgical sunt, specialiști, da? Atunci noi trebuie numai fluxul pacienților și teama aceasta a pacientului, noi trebuie încetinem să o topim. Teama. Adică, teama? Teama de, de a se adresa... de maladie aceasta. Că se adreseze, nu se teamă. Se adresează la, se adresează la timp, la medic. Uh-huh. Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova? Eu totuși viitorul îl văd totuși nu cum cu speranță. Cu speranță, fiindcă dacă va fi speranță și noi toți, absolut, și dumneavoastră, și agricultura, și toți care activează la noi în țară, dacă vor cunoaște că totuși direcția prioritară a Parlamentului, care acum e nou, da? Va fi sănătatea poporului, atunci ei a să biruie și a să facă o țară să fie înfloritoare. Asta da. Deci vă doriți și ne dorim o Moldovă cu o națiune sănătoasă. Sigur că da. Mulțumim tare mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Atât, da. Eu vă mulțumesc și vă doresc să fiți toți sănătoși și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Mulțumim.